Salutare tuturor, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit. Data trecută am fost acolo sus și am murit. De data asta o să mergem o dată, decât că data asta o să aștept să-mi fac spawn-ul. Și știți că ultima oară am rămas la spawn-ul inițial. Ei bine, am ajuns și aproape seară. După ce am mai trecut o seară, adică știți, gen n-a fost... azi dimineața eram acolo și acum am ajuns și seara aici. Și a trecut o seară și încă o zi și abia acum suntem aici și acum. Așa. Bun. Așa. Partea bună e că n-am pățit nimic. Partea proastă e că... mi-a voie de o sabie, deci două diamante s-au dus. Așa. Și nu știu eu cât armură pot să-mi fac. Ce tot mie. Ok, am sabie de diamant. Și să vedem, apuc să-mi fac două bucăți? Adică așa și ăștia. Și pantaloni și. Bun. Cred că momentan e suficient, zic eu, sper. Acolo cât să mă mai ajute o leacă. Hai de pune la somn. Și doamne câte căcaturi am aruncat în inventar, adică flori și semințe și mama lor. O groază de lucruri. Ok. Mai aruncăm o dată că le-am mai luat. Bun. Oh. Și acum trebuie să stăm să spargem astea. Yeah. Haide. Aoleu, ce mă enervează asta, bă. Deci mereu am impresia că râde de mine. Uite și tu. Bun, haide. Încă o bucățică de mâncărică și văd că rămân cam fără. Nu garantez că dacă au mai rămas iteme pe care nu le-am luat data trecută, mai sunt acolo pentru că a trecut ceva timp de cât am fost, de când am intrat în rază. Bine, dacă stau să mă gândesc, tehnic, datorită distanței, poate eu de fapt n-am fost în rază și nu s-a contorizat timpul și itemele încă mis acolo. Asta ar fi singura mea scăpare, să zic așa, pentru care nu mis-au. Dar de fapt, în afară de sabie, ce ar mai fi putut să fie ce a dropat scheletele la... care a avut backpack-ul. Așa, mă scuzați, deci mă scuzați, am avut o zi lungă, mă rog, de fapt, n-am avut o zi lungă, dar o să fie o zi lungă. Și am avut o zi, nu tocmai ok, adică a fost ok, dar nu tocmai ok. Ok. Știi momentul ăla când ai sunetul prea încet ca să... Oh, shit. Conchita was shot by a goblin. Ok. Nimic interesant. Ce a fost mai puternic au fost goblinii aia. Atât. A, uite, mai e un goblin acolo. Cred că e fix ăla care m-a omorât pe mine. Posibil. Mamă, bă, dar ce micuțis. Dar chiar cum mă urc sus? Wow, calm. Uite pe acolo. Shit. Oh, doamne. Căcat! Da, chiar stai. Trebuie să am grijă. Nu! Ah. La ăsta să nu-mi dea blind, am vrut să mor tu, perfect. Să-i dea Dumnezeu sănătate la ăla. Oh, fierii aura, nu știu ce e asta, dar Doamne ajută. E bună, lasă, nu mai mă plâng, mă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru chestia asta. Dar sunt ceva mob pe aici. Nu ca în dungeon-urile normale. Oh, shit.
Cripul ăla nu mă încântă prea mult. Hai mă, pe bune. Știi ceva, tu du-te de recu, nu am nevoie de tine. Am un Chocobopedia. Chocopedia, pardon. Ce ar trebui să fac eu cu Chocopedia, nu știu. Adică îngrijesc Chocoba și chestii. Stai să văd dacă pot să-i stachez. Nu pot să mai stachez nimic, bă, da, uite că pot. Ok, deja stăm să mai stachez aici. Ia să vedem, aici pot să stachez ceva? Mă, pot să pun lucruri de astea, cert. Bun, hai să zicem că e ok-uț. Stai să mai bag o cărniță. Nu-i folosesc potențialul la maxim, dar... Sus e apă. Opa. Asta nu știu dacă să... dacă îi spărg... Bă, ce dracu, mă, frate. Opa. Ăla e de sus sau e de aici? Cred că e de sus. Oh, oh, uitați-vă și voi. Ăsta are hookshot. Și mai e și cu full diamond. Opa. Ia, uite ce micuți și drăguți sunt. Oh, da, 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 da. Oh, și au toporașe. Ne-a trecut goblini. Doamne, și chiță e cap. Nu știu ca ce n-ai bichiță, dar chiță. Bun, am luat chestii. Mai multe chestii aici, avem mâncare. Ok, cred că ar trebui să... Bă, de fapt, cred că eu ies în avantaj dacă fac asta. Ăla are suliță? Da, e suliță. Mă gândeam să nu fie vreun staff de la jebgos. Mă, întrebare, s-au fi schimbat, s-au schimbat chestii la asta? Opa. Încă una. Ok, trebuie să am grijă cum mă omor pe aici. Pa, pa. O bucată de iron nut? De la ce? Oh, ăla are cumva o poțiune, dar are o poțiune. Dar nu prea pare fi o poțiune de damage pentru mine, ci mai mult ceva să booste... Lol. Lol, ok. Am mai timp. Nu mai zic unde să te duci. Aoleo, altul. Deja mor, mă. Uite capul meu. Nu, 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 nu. Ah, ăsta e mort. Așa. Să mai stau puțin să mă bat cu ăștia. Degeaba că totul se respawneze până la urmă. Aoleu. Nu! Serios? Lol, cât a trollul mi-am luat. Nu! Și ăla a dat un săgeț, acum am observat. I-am avut impresia că e cu toporaș. Hai. Bucată de el. Bun. Ok. Mamă, cât de ele dau clear la chestia asta. Oi, 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 bă. Mai rău mă disperă ăștia. What the fuck? What the fuck was that? Ce-a fost cu knockback-ul ăla, tată? Ok, I'm not even mad. Opa. Ok, acum sunt alec. Ok,
Ok, chestia asta a fost ușor de omorât, dar mi-a dat noc pe cola. Ok. Luăm o inimă de la asta. Doamne, ăsta e în sfârșit ultimul. Aoleo. Nu, nici nu mă uit la ăștia. Cupa. Încă puțin. Îl bat și pe ăsta. Hai că ăsta nu-i mai rept. Găom greu de bătut sau mă rog. Ăla e cumva un goblin mai mare. Ca de obicei mai mult damage mi-a dat ăla. Tipul ăsta are... Bun. Nu pot să iau și de la el un... Hui! Opa. Hoi, căcat. Trebuie să scap întâi de toate de ăla care le dă heal. Na, iar cred că iar mor. Da, mai mult ca sigur. Basically, la următoarea fază de genul, dacă mai mă prind, sunt mort. Aș putea încerca ceva totuși. Să vedem. Hopa! Bă, da, să știi că nu e rău deloc locul. Sunt curios cum ar trebui să fac. De fapt, asta, ia să vină încă. Încerc să fac o șmecherie. Ah, da, bravo, mă. Încerc cumva să-i las acolo, poate uită de mine. Știi să... Sau măcar să iau cât mai puțin. Părând. Deci m-am bătut atât de mult în dungeonul ăsta încât a venit seara, iar holy shit, nigga. Uite și tu în ce hal mi-am distrus abia de diamond. Deci nu, că dacă nu-mi recuperez diamantele investite în acest dungeon, eu mă oftic. Și încă rău. Opa, nu. Oi, Doamne. Acum mai e noapte, stai să vezi ce se spawnează ăștia. Știi, și asta e cea de genul cele 10 minute de alergat. Dar nu cred că mai am eu mâncare cât pentru atât alergat. Ok. Hai, du-te-n. Perfect. LOL! Ok, la asta nu mă așteptam. Hai, mă! Nu! Trebuie să găsesc o modalitate. Ok. Mă culc. Ok, m-am culcat, m-am trezit. Hai înapoi. Oi, am nevoie de mere. Bane of Arthropods, bun, o folosesc pe asta. Ah, Doamne. Deja sunt sătul.
cer prea multe, vreau și eu un ăsta, cum se numește, un arc. Să luptăm de la egal la egal. Da, știu că nu se întâmple asta niciodată. Sau cel puțin nu prea curând. Sunt conștient de asta. Ioi. Hai să vedem. Opa. Mamă, cât de aer este uite așa în jos dintr-o dată. Uf, 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 uf. Băi, deci trebuie să am grijă, deci trebuie să mă duc direct. Asta e tactica mea. Mă duc direct pe healer și trebuie să scap de-l cât mai repede. Dacă scap de healer, teoretic... Deci dacă scap de healer, teoretic, restul sunt apă de ploaie. Nu, doamne. O, doamne. Așa, să am grijă să nu cad, totuși. Dar du-te, mă, și tu. Nu există ceva anti-scheleți. Ceea gen anti-knockback. Au luat chiar eu pe astea, domnule, am luat. Multă mâncare. What? Ok. Ce? Oh, Projecte protection. Asta e bună. Ia-o pe asta. Ok. Acum trebuie să cât să am grijă. Nu mai e nici dracu aici, nu? Nope, nu mai e nimeni. Ok. Man, dar nici n-a fost hard as hell să mă ocup de ăștia. Ok. Să iau diamantele gold-ul. Iau astea cu cuchiurile, nu le iau pe ăsta, le iau că am nevoie. Mă rog. E bun, astea le iau, restul nu mai iau. Hai să vedem ce e acolo și acolo și gata, pot să plec în sfârșit. Nimic. O, bun. Ok. Au, sus. Ce complicat este să-mi bag piciorul. Oh, două chesturi duble. Doamne ajută, fucsia. Ah, dar cred că e de la primul. Bă, bun și atât, cât de loc. Oh, Doamne ajută. Nu am să mint la asta, speram. Și acum avem și noi diamante, o să facem și noi armură ca oamenii. Bun. Ioi, bă, ce nenorocire de dungeon. Mă rog, oricum. Hai să încheiem și noi aici acest episod. Am terminat acest dungeon. Până la viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți în continuare alte episoade noi, stați să apăsați butonul de like. Pentru că mă motivează. Eu vă urez o zi bună în continuare. Bye, bye.